În această dimineață, în județul Mehedinți, șoferul bulgar al unui tir a anunțat autoritățile despre faptul că în remorca ansamblului ar fi migranți. Incidentul s-a petrecut pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu-Severin. În această dimineață, poliția municipiului Drobeta-Turnu-Severin a fost sesizată de un cetățean bulgar cu privire la faptul că în autotrenul pe care îl conducea este posibil să se afle mai mulți migranți de naționalitate necunoscută. La fața locului s-au deplasat mai multe patrule de ordine publică și poliție rutieră care au interceptat autotrenul pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu-Severin. În urma controlului, în semiremorca autotrenului, au fost depistați doi cetățeni de naționalitate necunoscută, negăsindu-se acte de identitate asupra lor. Persoanele în cauză au fost predate polițiștilor din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, care vor continua cercetările în acest caz. Persoanele în cauză au fost predate polițiștilor din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți.